Un mare minus pe care partidul nostru îl are este tocmai cel al comunicării. Al comunicării cu oamenii. Și trebuie să ne asumăm cu sinceritate acest lucru. La fel ca alte partide, ne limităm la comunicarea prin intermediul mass media, iar comunicarea noastră cu oamenii nu este una tocmai consecventă și dinamică. Ce fel de interacțiune este aceea când politicienii dau mesaje prin intermediul unui platou de televiziune și nu le dau posibilitatea oamenilor să se expună, să-și pună problemele?